Mai multe școli și grădinițe din județul Gorj nu beneficiază de racordarea la rețeaua de apă și canalizare. Astfel au ajuns să funcționeze fără autorizație DSP. În total sunt 20 de unități școlare. La nivelul județului avem înregistrate 8 școli generale care nu au autorizația sanitară de funcționare și 12 grădinițe din totalul pe care noi le avem la nivelul județului. În ceea ce privește liceele și căminele pentru elevi sunt autorizate și cantinele de altfel sunt autorizate, deci probleme nu îi impun decât acele unități care sunt în teritoriu, care nu au racord la apă și canal și care au probleme pentru care i-au primit planuri de măsuri pentru remediere și pentru a putea fi autorizate. Conducerile școlilor au primit termen să autorizeze clădirile. Direcția pentru Sănătate Publică Gorj a transmis și planul de măsuri pentru ca elevii să nu fie puși în pericol.